Ucraina poate învinge Rusia. Da? Asta să fie concluzia din seara asta. Ucraina poate învinge Rusia, îi poate alunga pe invadatori și dacă Ucraina se menține la fel de dârză și de rezistentă și de hotărâtă să-și apere țara, asta poate duce chiar la prăbușirea dictaturii lui Putin. Și asta este foarte important, nu numai pentru Ucraina, nu numai pentru Rusia, ci și pentru viitorul umanității. Mi-aș dori o Rusie democratică într-o bună zi, o Rusie în care conducerea politică să nu fie una tiranică, ci să fie una rezultată din alegeri libere și democratice, în care să fie succesiuni la guvernare, să nu ai un tiran care să stea acolo 20 și ceva de ani, să se mai schimbe puterea. După 5 ani, 10 ani măcar, să se mai schimbe, da? Să se schimbe în mod substanțial, nu același partid sau nu cum a făcut Putin cu Medvedev, că s-au tot rotit până când au zis gata, nu ne mai rotim, schimbăm Constituția ca să stau pe viață. Umanitatea are nevoie de o Rusie democratică. Îmi doresc foarte mult ca într-o bună zi această Rusie chiar să devină realitate. Poate cu niște lideri de tipul Kasparov sau Navalny sau alți lideri și care sigur să se lupte între ei, să participe la o luptă democratică, politică, electorală, să fie alternanță la putere, dar politicile generale ale Rusiei să fie în plan intern democratice și în plan extern să fie politici de colaborare și de cooperare cu lumea liberă, cu democrațiile occidentale, din care poate într-o zi și Rusia va face parte, da? Nu știu dacă se va întâmpla asta, nu știu când se va întâmpla, dacă se va întâmpla. Ar fi fantastic să se întâmple în prima jumătate a acestui secol, ca să nu dăm o perspectivă mult prea îndepărtată. Ar fi fantastic ca Rusia să o apuce pe drumul către democrație în următorii, să zicem, 28 de ani, da, până în 2050. Poate mai devreme, cine știe. Pentru că sunt și acolo oameni care vor libertate. Sunt și în Rusia oameni care vor democrație. Sunt și acolo voci critice. Sunt și acolo oameni care au valori democratice. Oameni care au avut curajul să iasă împotriva lui Putin, să demonstreze contra acestui război sinistru pe care Putin l-a inițiat. Și de dragul acestor oameni, da, acești oameni care au cu adevărat o conștiință civică, Rusia ar trebui într-o bună zi să devină o țară care s-o apuce pe drumul către democrație. Nu-i va fi ușor, sigur că nu-i va fi ușor. Și avem și noi experiența în România. Democrația e un proces care se învață și durează uneori generații. Dar de departe democrația aduce mult mai multe avantaje decât orice formă de tiranie. Da? Țările care alunecă spre diverse forme de tiranie sunt țări în care nedreptatea primează. Injustețea primează, arbitrariul primează. În timp ce în democrație, atunci când se mai petrec abuzuri, când se petrec derapaje, măcar ai niște mecanisme democratice și legale și de discurs politic pe care le poți utiliza pentru a îndrepta acele injustiți, pentru a reforma instituțiile nefuncționale, pentru a schimba diverse aspecte ale societății care sunt criticabile, da? În timp ce în tiranii nu ai această posibilitate. În tiranii sistemul e blocat reformelor. Sistemul nu admite reforme, nu admite voci critice, nu admite opoziție și strivește orice aspirații către libertate. De aceea, da, poate într-o bună zi și Rusia va fi democratică. Va celebra întreaga lume un astfel de moment. Întreaga lume va aplauda, va celebra începutul unui parcurs credibil al Rusiei către democrație. Va fi sărbătoare în întreaga lume democratică. Și sper eu, sau mă gândesc că totuși specia noastră, civilizația noastră ar merita un viitor al prosperității, al cooperării, nu unul al confruntării, al războaielor nucleare, al eu știu ce orori ale istoriei pe care doar tiraniile le pot aduce pe scară largă, da? Democrațiile nu fac războaie, democrațiile nu fac războaie între ele.
dacă pe lumea asta ar fi numai democrații, nu ar mai exista arme de distrugere în masă și probabil nici armate naționale. Da? Ar exista forțe de ordine care să, eu știu, contracareze, nu știu, rețele de trafic de droguri sau rețele sau eu știu, ar exista niște forțe cumva militarizate care să asigure ordinea în cazul în care apar ilegalități din acestea foarte grave, da? Rețele de crimă organizată sau lucruri de genul ăsta. Dar n-ar mai exista armate naționale, n-ar mai fi nevoie. Pentru că democrațiile, repet, nu fac război între ele. Singura amenințare pentru democrații sunt tiraniile. Doar tiraniile sunt belicoase. Adică doar tiraniile inițiază războaie. Democrațiile nu. Noi în democrație avem experiența dialogului, avem această exersare a dialogului, a negocierii, a compromisului. Da? În timp ce tiraniile nu au asta. De asta tiraniile sunt încă dominate de orgolii, de tirani care au tot felul de visuri din astea de mărire. Dar istoria nu îi va consemna drept mari cuceritori. Epoca marilor cuceritori a apus de mult. Cei care de acum încolo vor intra în manualele de istorie drept lideri importanți sunt cei care vor aduce pacea, nu cei care vor face războaie. Cei care vor strivi, cei care se vor opune tiraniei sunt mari eroi ai lumii și ai civilizației umane. Nu cei care distrug țări, nu cei care invadează țări, nu cei care distrug orașe, nu cei care folosesc arme de distrugere, cei care țin zeci de milioane de oameni sub teroarea bombardamentelor, cum face Rusia acum în Ucraina. Da? Deci, marii eroi ai istoriei, de acum încolo, trebuie să fie acești oameni care aduc pacea și care se opun injustețiilor, nedreptăților, tiraniilor și războaielor inițiate de acești dictatori precum Putin. Îmi doresc foarte mult ca Rusia să intre în această familie, într-o bună zi, a democrațiilor, a țărilor care își protejează cetățenii, care respectă viața, care valorizează viața, pentru că acum Putin nu respectă nici viața propriilor cetățeni pe care îi trimite la moarte în Ucraina. Nu respectă nici drepturile cetățenilor care au ieșit în stradă și au spus: noi ne opunem acestui război, este un război injust. Zeci de mii de ruși sunt în închisori acum, pentru că au avut curajul să se opună lui Putin. Da? Putin este principalul inamic al propriei țări. Este cel care ține un bocanc pe grumazul Rusiei. Rusia trebuie să se elibereze de Putin și să aibă cumva înțelepciunea să aducă la putere niște oameni cu convingeri democratice. Asta îmi doresc și asta să fie și concluzia din această seară.